ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Gala Atypic Beauty Onești 2024. Oamenii care hrănesc urșii sunt problema, declară ministrul mediului Mircea Fechet. Fie să renască! Complexul Muzeal Iulian Antonescu din Bacău găzduiește o expoziție deosebită de pictură semnată de Valeriu Seppi, cunoscut ca fost percuționist al legendarei trupe Phoenix din Timișoara. Evenimentul intitulat sugestiv Fie să ne nască, semnat de către legendarul trupei Phoenix, Valeriu Seppi, singurul căprar din muzica rock, Valeriu Seppi este absolvent al Facultății de Arte din cadrul Universității din Timișoara și coleg de generație cu Nicu Covaci. La începutul anilor 70 revine în fața publicului cu o colecție de lucrări ce rezonează profund cu mitologia trupei Phoenix. Expoziția este o călătorie vizuală plină de ritm, rimă, puls și modulație, captând esența unei perioade muzicale și artistice de neuitat. Sunt după ideile vechi ale noastre, cu mitologii personale, mitologiile Phoenixului, deci puterea animalului mitologic și sensibilitatea și sensul este reprezentat în, după cum vedeți voi, în forme diferite și dimensiuni diferite. De ce ar trebui să ne răpunem? Pentru că așa ceva n-a văzut normal, pentru că nu este o pictură de șevalet care e barbizonistică sau abstractă, deci ea are un sens care are o legătură cu tot ce am făcut noi în Phoenix în ultimii 60 de ani de Phoenix, în care noi anul ăsta sărbătorim 50 de ani de la Muguri de Fluier. Printre lucrurile expuse s-a numărat și una deosebită semnată de însuși Nicu Covaci, astfel dând o notă specială și emoționantă expoziției. Această colaborare artistică reiterează legătura strânsă și inspirația reciprocă dintre cei doi artiști. Se numește Nicu Covaci. Valeriu Seppi mi-a spus că Nicu Covaci în acest moment are probleme mari de sănătate. Lăsăm scaunul acolo și vom vorbi privind acel scaun ca și cum Nicu Covaci ca și cum ar fi aici. Această energie este de fapt cea care a și pus în mișcare acum 50 de ani, cred și mai bine, trupa Phoenix. Ei au reușit să transforme o energie care nu avea cuvinte, să o pună într-un text și într-un vers și într-o melodie și într-un ritm. Și cred de asta că nu există o ruptură, nu există un hiatus între artistul plastic Valeriu Seppi și percuționistul, muzicianul Valeriu Seppi. Vă invit să-i simțiți energia. Știți, a zis cineva odată că muzica este știința bunei mișcări. Latinește lucrul ăsta sună cam așa, muzica scientia bene modulandi. Asta înseamnă că există o mișcare pe care trebuie să o regăsiți și pe care o să o vedeți, o să o simțiți aflându-vă în fața lucrurilor. Trebuie să faceți acest exercițiu, nu-i așa, domnule Valeriu Seppi? Uneori frumusețea este o durere, o durere fizică. Valeriu Seppi lasă să se vadă această durere. Are și un tablou care se numește Limitele durerii, Limitele suferinței. Și parcă îl copiază pe acel bibliotecar orb din Buenos Aires, care a zis că frumusețea este o senzație fizică. Și această propoziție, atât de spirituală, mi se pare că aici, în locul ăsta mic, al Muzeului de Istorie, încearcă așa să rupă pereții. Vernisajul este o ocazie unică pentru iubitorii de artă și fanii trupei Phoenix de a redescoperi spiritul unei epoci pline de creativitate și inovație. Publicul este invitat să participe și să se lase purtat de magia artei lui Valeriu Seppi într-o expoziție care promite să rămână în memoria culturală a municipiului Bacău.
Primăria Municipiului Onești și Asociația Open Your Heart vă invită duminică 28 iulie de la ora 19 în piața Catedralei la gala Atypic Beauty Onești 2024 by Magda Coman, un eveniment emoționant care transmite un mesaj puternic. Frumusețea e în noi, nu în aparențe. Duminică 28 iulie de la ora 19 pe scena Atypic Beauty vor urca 12 modele de viață extraordinare în fotoliu rulant care vor defila alături de personalități locale din Onești și nu numai. Scopul evenimentului stă în speranța de a schimba ideile preconcepute și de a arăta societății că verticalitatea, puterea și calitatea unui om nu depinde de modul său de a se deplasa. Atypic Beauty este o pledoarie despre oameni cu motivații puternice, curaj, ambiție, solidaritate și conștientizare. Este un eveniment prin care vrem să vă îndemnăm să priviți omul, nu dizabilitatea sau defectele sale, pentru că în spatele unor aparențe se pot ascunde calități minunate. Totodată, evenimentul este despre neșansa unor oameni ce au ajuns din diverse motive și provocări ale vieții să depindă de un fotoliu rulant. Cu toate acestea, acești oameni au reușit să doboare munți de provocări și obstacole, iar astăzi au multiple realizări și sunt o inspirație pentru toți cei din jur. Este important să trăim pentru ziua de astăzi și să o facem cu respect și responsabilitate pentru cei de lângă noi. Avem puterea de a schimba lucrurile pe care ni le dorim prin exemplu personal, iar ambiția, puterea și voința pot face imposibilul să devină posibil. Cosmina Păsărin va fi gazda acestui eveniment de neuitat, iar atmosfera va fi completată cu momente muzicale susținute de Alexandra Ungureanu și Emanuel Cârstea. O ursoaică și cei trei pui ai săi, obișnuiți ai pubelelor de la restaurantele din Slănic Moldova, au fost capturați și relocați pe un fond de vânătoare din apropiere. Autoritățile locale au decis această măsură pentru a preveni eventualele comportamente agresive ale animalelor care ar fi putut pune în pericol siguranța turiștilor și localnicilor. Operațiunea de capturare și relocare a fost complexă, desfășurându-se pe o perioadă de 35 de zile. Echipele de intervenție au monitorizat constant ursoaica și puii săi, reușind în cele din urmă să-i tranquilizeze și să-i mute fără incidente. Relocarea a fost realizată în speranța că ursoaica și puii săi nu vor reveni în zonele populate de turiști. Cu toate acestea, la scurt timp după finalizarea relocării, un alt exemplar de urs a fost semnalat în aceeași zonă. În consecință, autoritățile au emis un mesaj de avertizare prin sistemul RoAlert, informând populația despre prezența noului urs și recomandând măsuri de precauție. Decizia de a captura și a reloca urși a fost luată în contextul unor temeri crescânde legate de posibila agresivitate animalelor, pe măsură ce acestea deveneau tot mai obișnuite cu prezența umană și cu sursele de hrană nespecifice. În cadrul unei intervenții a ministrului mediului Mircea Fechet, acesta a discutat despre problema urșilor, dar și despre numărul mare de mesaje RoAlert emise în ultima perioadă. România nici câți oameni nu știm cu exactitate, însă există un studiu științific care spune că în România există între 7500 și 8000 de exemplare de urs. E o cercetare științifică asumată de niște oameni care cu asta se ocupă în fiecare zi, respectiv de un institut de cercetare. Unii zic că sunt mai puțini, alții spun că sunt mai mulți, dar deocamdată, în calitate de ministru, nu mă pot baza decât pe acte oficiale și la minister avem acest studiu care prezintă această cifră de aproximativ 8.000 de exemplare. Știu că vorbeam ultima oră când ați venit în studioul Puterea Știrilor despre faptul că ați luat în calcul și un export al acestor animale, ați încercat să luați legătura și cu alte țări, n-ați primit un răspuns pozitiv și vreau să vă întreb dacă după acest caz tragic ați încercat să reluați discuțiile pentru exportul urșilor din România. Da, nu există niciun dubiu. Nimeni nu vrea urși din România. Nu e ca și cum ar trebui să ne prefacem că n-am aflat deja acest lucru. Italia, doar cu titlul de exemplu, are un număr foarte mic de urși, aproximativ 100, dacă am fost eu bine informat. Anul trecut au avut o tragedie și în Italia, respectiv o turistă care a fost ucisă de un urs. Am
constatat că zilele acestea a mai avut loc un atac similar, din fericire nesoldat cu moartea victimei. Însă astfel de lecții ne învață că problema urșilor e una care există peste tot unde aceștia se întâlnesc cu oamenii, fie în habitatul lor natural, fie în așezările omenești, și că, așa cum sunt convins că și în Italia și în România toată lumea înțelege că nimic nu poate fi mai important decât viața omului, trebuie să luăm măsurile adecvate. Da, italienii ce au făcut cu restul de urși? I-au împușcat? Nu știu, nu vă pot răspunde la această întrebare, știu doar că au încercat să ne-l exporte nouă pe cel împricinat, acea ursoaică care a omorât turista. A existat un demers prin care să-l reloce în România, unde probabil se presupune că e mai ușor acceptat decât în comunitatea respectivă. Doriu, în comunitatea oneșteană și în lumea învățământului, profesoara de matematică Lenuza Moldoveanu de la Colegiul Național Dimitrie Cantemir din Onești și-a pierdut viața într-un accident rutier devastator. Incidentul s-a petrecut pe DN11 în localitatea Bogdănești. Autoturismul în care se afla Lenuza Moldoveanu, condus de soțul ei, a intrat pe contrasens și a izbit frontal un ansamblu rutier. Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Bacău, soțul profesoarei de 69 de ani conducea mașina pe direcția Brașov către Onești, iar în urma impactului soțul cât și nepoata profesoarei au fost grav răniți. Toate cele trei victime au fost transportate de urgență la CPU Onești. În ciuda eforturilor susținute ale medicilor, viața Lenuței Moldoveanu nu a putut fi salvată, iar vestea tragică a cutremurat întreaga comunitate. Soțul și nepoata sunt în continuare sub supravegherea medicilor, starea lor fiind gravă. Pe DN11 Onești Târgu Secuiesc, în localitatea Bogdănești, un bărbat de 69 de ani din municipiul Onești, în timp ce conducea un autoturism pe direcția Brașov către Onești, ar fi pătruns pe contrasens și ar fi intrat în coliziune cu un ansamblu format din cap tractor și semiremorcă condus de un bărbat de 49 de ani. În urma accidentului a rezultat rănirea a 3 persoane care au fost transportate la spital. Ulterior, o femeie care era pasager în autoturism a decedat la spital. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, comisar-șef Cătălina Păduraru. Lenuța Moldoveanu a fost o figură respectată și iubită în comunitate, dar și în cadrul Colegiului Național Dimitrie Cantemir Nești, dar a lucrat o perioadă și la liceul cu program sportiv Nadia Comăneci. Vestea tragică a trecerii sale neființă a lăsat în urmă o comunitate profund îndurerată. 118 ani de la înființarea primei ambulanțe din România. Pe 28 iulie 2024 se împlinesc 118 ani de la înființarea primei salvări la inițiativa profesorului Nicolae Minovici, un moment de referință în istoria medicinei de urgență din România. Zilele trecute, în centrul orașului Comănești, Serviciul Județean de Ambulanță Bacău, substația Comănești, a organizat un eveniment special pentru a sărbători această aniversare istorică. Pe o zi caniculară cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius, locuitorii din Comănești au fost alertați de sunetul sirenelor și ambulanțelor. Această chemare a fost de fapt o invitație pentru cetățenii de a interacționa cu asistenții, medicii și ambulanțierii care își dedică viața salvării altora. Coordonatorul substației de ambulanță, Mirela Lenendr, împreună cu ambulanțierii colegi, au oferit vizitatorilor lecții de prim ajutor, testări ale glicemiei, ale tensiunii arteriale și electrocardiogramei și au oferit sfaturi valoroase despre cum să se îngrijească în această perioadă caniculară. Activitățile desfășurate au avut scopul de a educa și a conștientiza publicul asupra importanței sănătății și prevenției în situațiile de urgență. Evenimentul a fost marcat de un moment de recunoștință și admirație sub prefectul județului Bacău, Narcis Jitaru, transmițând un mesaj de reală apreciere. Felicitări, dragi eroi ai zilelor noastre, pentru dedicarea și efortul vostru neobosit în oferirea primului ajutor.
Noua lege a pensiilor intrată în vigoare recent aduce schimbări semnificative în modul de calcul al pensiilor, recunoscând și valorificând veniturile contributive care anterior nu erau luate în considerare. Printre aceste venituri se numă sporurile nepermanente, primele, premiile, al 13-lea salariu, orele suplimentare și acordul global, conform hotărârii de guvern numărul 181/2024. Pentru perioadele de după aprilie 2021, pensionarii nu vor mai fi nevoiți să prezinte documente justificative pentru veniturile nepermanente, întrucât aceste date sunt deja stocate în bazele de date electronice. Aceasta reprezintă o simplificare semnificativă a procesului de recalculare a pensiilor, reducând birocrația și timpul de așteptare pentru pensionari. În schimb, pensionarii care au avut venituri nepermanente înainte de aprilie 2021 trebuie să solicite angajatorilor în activitate adeverințe conform formatului prevăzut în anexa 6 din legea 360/2023. În cazul angajatorilor care nu mai sunt activi, pensionarii trebuie să se adreseze deținătorilor de arhive pentru obținerea acestor documente. După 1 septembrie 2024, adeverințele pot fi în continuare depuse la dosarele de pensii fără un termen limită, iar drepturile rezultate din noile documente vor fi acordate cu data de 1 a lunii următoare depunerii. Aceasta oferă flexibilitate pensionarilor în depunerea documentelor necesare pentru recalcularea pensiei. Pensionarii care nu au avut venituri nepermanente nu sunt obligați să prezinte adeverințe la casele de pensii. Această clarificare simplifică procesul pentru acești pensionari, eliminând necesitatea unor documente suplimentare care nu ar influența calculul pensiei. Recent a avut loc o conferință de presă la CSM Onești, în cadrul căreia conducerea CSM Onești, director Ingrid Istrate, director de strategie sportivă Dorina Rădăvaicei, alături de talentata sportivă Ana Maria Puiu, antrenată de Sorin Iordache, au prezentat noutățile. Și poate chiar atunci când sunt văzute trecând pe stradă să fie oprite și felicitate și strâns mâna, eu așa văd și așa aș vedea o stare de normalitate, mai ales la nivel de... de Onești, de comunitate oneșteană. Oneștenii care ne urmăresc și nu numai, tare mult mi-aș dori să vină fetele sau să vină din sportivii mei și să-mi spună, știți, doamnă, astăzi m-a oprit pe stradă un nene și m-a felicitat. Ar însemna foarte mult. Și ăla era primarul. Dar ce vreau să vă spun eu, că practic mass media a fost campionatul european. Pe vremuri, campionatul european era la televizor, domnule. Noi vedeam campionatele europene la televizor, noi vedeam campionatele mondiale la televizor. A fost gimnastica. Gimnastica unde Ingrid a fost la europene, da? Ingrid. A fost europene de gimnastică, da? Nu s-a dat la televizor. Lumea, acum poți să ți le iei de unde vrei. Nu, domnule, popularizarea a fost extraordinar de greu și vreau să vă spun că echipa României a obținut locul 4. Bineînțeles, ne-a bătut Franța, a fost o conjunctură acolo, la un moment dat sportiva noastră de vârf, în care noi ne punem foarte multe speranțe la Jocurile Olimpice, Sabrina Voinea, ieșise vicecampioană europeană pe bârnă și la concursul pe echipe, care a fost în ultima zi de concurs, a luat o notă mult mai mică, cu un punct și ceva față de ziua finalei. Ne-am dorit foarte mult acea medalie, fiindcă era ca o revenire a României în lumea sportului mare, da. Campionatei europene, dar ne-am dorit-o foarte mult pentru fete și pentru motivația fetelor, pentru a putea să creadă mai mult în ele, fiindcă recunoaștem că este o echipă foarte tânără, două dintre ele, una va face 18 ani la Paris și una 17 ani, deci ele sunt micuțe, sunt... foarte emotive, sunt oarecum timide, tot la fel niște copii cu minți, niște copii cu bun simț, dar sperăm că se vor monta acolo, cum s-a montat Ana la europene, da? Și că vor avea puterea să se concentreze maxim ca să poată să facă ceea ce au făcut și s-au pregătit de ani de zile în România. La fel Alin Firfirică, care este la noi de 5 ani de zile și care îl antrenează domnul Agachi, Doru Agachi, de 6 ani de zile, cu 2 ani înainte de închiderea ciclului trecut. Sperăm ca și Alin să fie într-o formă bună și să prindă o finală. În finală întâi. Să prindă finală. Deci noi suntem modești, plecăm cu pași mici și siguri. Dar cert este că Maria reprezintă viitorul.
viitorul luptelor libere la Onești. Și așa i-am zis Mariei, că fac o paranteză, după primul meci, ea se gândea cum va, ce va trebui să fac să ajungă în finală și am spus nu te gândi la finală acum, ia fiecare meci pas cu pas, gândește-te la fiecare meci în parte și restul va veni după aceea. La fel cum ziceți dumneavoastră, că suntem modești și o luăm ușurel, pas cu pas, să luăm fiecare. Am avut oameni care ne-au venit în momente așa de criză, ne-au venit alături și nu știu dacă este permis să amintesc numele unui domn care chiar ne-a susținut și anul trecut la gimnastică, ne-a schimbat tot iluminatul din sală. Anul acesta ne-a dat... M-a sprijinit foarte mult pe mine când a plecat în cantonament. Exact, e vorba de domnul Mihailie, care ne-a ajutat așa în discreția dumnealui și cu stilul caracteristic să putem să ne continuăm activitatea și să ducem copiii ăștia, să-i pregătim pentru europene. Dar încă o dată, cred că, în primul rând, avem nevoie de oameni lângă noi. De oamenii care să... într-adevăr să urmărească acești copii și să le aprecieze munca, să nu mai ridicăm piatra atât de ușor și să aruncăm în lipsa unui rezultat sau atunci când, fiindcă cu fiecare luptă poate fi sortită și eșecului și câștigului. Asta nu înseamnă că dacă astăzi pierdem, lumea trebuie să ne întoarcă spatele, trebuie să aibă încredere în noi, să ne susțină ca să putem să mergem înainte și ca la următoarea bătălie să devenim câștigători. Am dreptate, Maria. Da, vis-a-mi. Autoritățile locale sunt în momentul de față determinante în ceea ce va fi de acum încolo. Pentru că nu se poate un copil din urbea lui Nadia Comăneci, ca să spun așa, să nu aibă rezonanță și la ușile și geamurile primăriei. Pentru că putea să o ia și înaintea noastră, să știe înaintea noastră. Nu se informăm. Să știe pe ei obligatoriu treaba asta. Iar doi, că ne-am întâlnit pe stradă și vreau să spun, ne-au lăsat ăia dinaintea noastră atât de multe pe care le-am lăsat în paragină, încât efectiv ne și rușine, cu patru stadioane, cu tot ce vrei. Orașul ăsta a fost la un moment dat o comoară pentru toată lumea care vrea, bă, că patru stadioane într-un orășel. Ei, n-avem nimic. Noi acum nu reușim, vor să ne vadă alergând 400 metri garduri, să ne vadă alergând 100 metri, să ne vadă sărind cu prăjina și mă opresc la prăjină. Pentru asta avem cel mai stadion. Bun copil din lume. Da. Din lume! La 13 ani se apropie de 4 metri. N-a mai existat în săritura cu prăjina niciodată și nu va mai exista în România. Și noi stăm pasivi, da. doar este campioană de senior, dar are voie, copil. La o probă atât de dificilă, ea este cea mai bună din țară la seniori, pentru că copil nu are voie să participe la seniori. E campioană de fata antrenorului, salariatul clubului. Este de necrezut în fiecare competiție, alt record. A fost la Emir, record. A venit acasă, record. Continuu și n-a pus nimeni a forță pe ea, n-a pus nimeni nimic. Este pur și simplu, a făcut balet până acum. Talent. Că eu îi spuneam fostului primar, lasă domnului trampolina aia de sărituri, că ai gimnaste, nu ăsta, ca ăștia. Ăștia sunt în afară. Eu vorbesc de Lemnaru. A stricat trampolina de sărituri, cu gimnastele la sărituri, dominam Europa. Deci sunt lucruri care se leagă. Ei, eu am mai spus, cel mai mare pericol pentru toată societatea românească este iluzia competenței. Oameni vin pe funcții și ei cred că le și știu treburile. Și nu știu nimic. Practic, o construcție a sportului trebuie să înceapă de la zero. Da, și am să intervin eu aici și să vă spun că am avut ieri o mare deziluzie și o mare dezamăgire. Și fiindcă astăzi ați venit la mine, am să pun următoarea întrebare. Poate știu eu, va răspunde cineva. Ieri am solicitat primăriei Onești ca sportivii clubului, fiindcă noi suntem gard în gard cu Ștrandu. Copiii stau cu nasul. În weekend sunt aici în curte singurei. Cu ani de zile în urmă primeam acceptul de a intra copiii la Ștrand, bine, cu specificându-ne că nu au voie pe șezlonguri, că ocupă locurile care pot fi plătite. Am zis, domne, nu este nevoie, copiii mei au prosoape, vor sta pe prosoape, dar lăsați-i că sunt sportivi Oneștiului.
Ieri am solicitat, am făcut o nouă solicitare tot pentru sportivii medaliați, pentru sportivii din bază și inclusiv pentru gimnastele de la lotul național de junioare. Solicitare și e Maria de față și am să întreb public. Eu pot să-i dau Mariei bani și Maria are bani să-și plătească un bilet la ștrand. Care? Cât e? 5 lei, 8 lei. Ai, Maria, da? Da. Am solicitat intrarea copiilor după ora 7 seara, după antrenament și după ce își fac partea de pregătire fizică și aleargă pe stadion, să intre și să facă 2-3 ture de bazin. Mi s-a spus că nu se poate, mi s-a spus că îmi trebuie hotărâre de Consiliul Local. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 30 iulie, vremea se menține în continuare caldă, maxima zilei să nu va depăși valori de 29, chiar 30 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 19 grade Celsius. Miercuri 31 iulie, vremea se menține caldă, vom înregistra o maximă de 29 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 18 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.